Salut și bine ați venit la un nou clip în care vorbim despre ce ați postat voi pe Discord și mai exact v-am lasat o provocare în care v-am zis să-mi puneți fața mea pe chestii și v-am spus să postați acele lucruri pe Discord în canalul special făcut pentru chestia asta de pe Discord. Și asta facem azi, intru pe acel canal, n-am intrat de la începutul canalului, ci că s-au postat niște chestii acolo. Vreau să văd și vă prezint și vouă în acest clip chestiile respective, mimurile care s-au pus acolo și chestii și vedem cu exactitate ce s-a mai întâmplat pe acolo. Da, acum mi-apare și văd că și microfonul în cadru. De aceea sper că se aude și mai bine, că e cumva mai aproape de gura mea, dacă ăsta e un lucru bun. Bun, hai să ne uităm pe Discord. Așa, bun, am ajuns pe... Deja văd niște chestii reușite. Am ajuns pe canalul de Discord pe față. Deci, v-am spus aici așa, ideea este simplă, luați poza de aici cu fața mea și puneți-o pe chestii și am să fac un clip special doar cu ceea ce se postează aici. Deci, azi este ziua în care facem acest clip special. Înainte să intru în Dive into the Memes, o să beau o gură de cafea. Bun, gata, acum sunt foarte pregătit să dive into the memes. Da, asta e exemplu pus de mine. Și apoi hai să vedem. Bun, exemplu meu. Așa. Bine, avem o fotografie reușită. Îmi place că ai editat și părul, știi? Adică, te rog frumos, e un editing super. Adică te-ai chinuit o leac să-i bagi și părul aici. You know the rules and a kid does a TikTok in public break his knees. Bă, apropo de TikTok, am impresia că a fost interzisă în America. Sunt curios când o vor interzice și la noi, deși nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta. Ok, ia. Îmi place că poza asta e o să leacă mai negru, știi? Mai negrit o leacă. Măcar încearcă să pui fața sub background-ul de la poza originală. Da, ar trebui. Îmi place culoarea, știi? Adică, da, se potrivește perfect poza asta. Cu iubi spentă. Ah, ok, bun, vă dați sfaturi de editare, asta mă bucură. Avem din nou pe Sorin Jojo, cred că din nou. N-am văzut, o să văd, as soon as possible. Avem și un Sorin aici care, nu știu exact, cred că tot de acolo. Cred, nu știu. Bun, asta când... Mamă, o chestie în asta. Bă, m-am urcat odată pe o treabă în asta și nu mai știu cum îi zicea. Nu mai știu, dar știu că se lasă așa înainte și înapoi, dar vă dați seama că dacă m-aș urca acum, cred că s-ar rupe în două toată treaba. A, bun, gata. Ai făcut o poză reușită. Îmi place și căciula aceea, ai nimerit-o, deci respect. Vedeți, nu numai eu am un background foarte reușit cu un dulap. Există unii care au și... Ok, și aici avem un Sorin Micasa, cred că, sau ceva de genul, cred că e ai. Da, așa e, avem același skill set, adică amândoi suntem la fel de puternici, dacă apare un titan. Și eu fac poveri. Băi, dar ce briști au ăștia, da. Când vezi asta că se apropie de tine, trebuie să fugi. Sau, de fapt, depinde de ce parte ești. Că dacă ești de partea lor, cred că ai putea să te simți în siguranță, actually. Cărst, Sorin. Mi-aș pune căștile, dar nu știu dacă... Sper că nu-mi dai ear rape. Că dacă îmi dai ear rape, scot brișca. Deci te-am amenințat, ai grijă. Da, le-am căutat, leacă. Am reușit, în sfârșit, să-i găsesc. Stați lișat, așez. Bun, deja mi-ai dat ear rape, așa că nu mai am ce să fac. Hai să-l lăs în urechi, că na, poate mai apare un clip. Oricum, da, cursed Sorin. Cred că se putea un cursed mai bun decât atât. A fost un fel de cursed. O, avem din nou. Bun, hai să vedem. Cred că o să folosesc asta într-un clip. Mersi de clip. Ăsta e mai reușit. Mă așteptam să văd pe Ricardo Milos aici, știi, cu fața mea, dar nu l-am văzut, ceea ce e bine. Ok, avem un pickle Sorin. Și avem și un Sorin care n-a mai mâncat de 3 zile.
Mă rog, nu cred că ar trebui să râd la poza asta, dar e funny. Și avem și un Sorin care se uită la telefonul lui și are fața asta se potrivește, e dacă mai mare, știi, dar e perfectă. Wait, it's all killer bonuses. Dacă o să fac o planetă odată, o să știu, ok, bun, avem un spoiler aici, nu știu ce e. Ar trebui să-i dau un nume Pokémonului ăsta. Un Bulba Sorin sau un Bulba... Bulba... Ok, dar ăsta sunt eu care fac Crunați. Five Sorin. Da, dar știi ce ai uitat aici? Trebuia cineva să aibă brișcă. Și nu știu care. Chiar, care dintre cei 5 credeți că ar fi Sorin Brișcaru din ăștia 5 de aici? Uite, puteți face asta să o editați și să o puneți pe Reddit și când o să fac acel Reddit review care teoretic ar trebui să vină luna asta în destul de puțin timp, o să apară în clip și o să-mi spuneți. Dar unul dintre aceștia 5 e Sorin Brișcaru, sunt curios care. Ok, avem... abia asta e cursed, știi? Ok, din nou Jojo, n-am văzut Jojo, dar sper să fie bine. La sunet nu mă pricep și l-am lăsat așa. Hai să-i dăm. Ah. Nu, n-am pregătit. E ok. Avem două intro-uri acum pentru canal. Mersi pentru aceste intro-uri. O să mă gândesc să le mai schimb. A, uite o altă provocare dacă tot suntem aici. A să fac un canal nou. A scop de fapt, poate las și pe ăsta cu fața, nu știu, mai gândesc. A să bag un canal nou pe Discord, dar cred că puteți trimite și pe Instagram, dar mai bine aici pe Discord ca să le am pe toate. Facem intro-uri, da? Intro-uri nou, noi pentru Killer Banana și dacă sunt mișto și așa, am să le pun într-un alt clip. Bun, gata. Asta rămâne scris pe cer și și rămâne așa. Bun, deci asta e următoarea provocare. Aștept intro-uri cu Killer Banana, am să fac aici un canal pe Discord în care le puteți pune, dar le puteți trimite oriunde, și pe Instagram și pe Facebook. De fapt, pe Facebook intru mai rar acolo, dar pe Instagram intru mai des. Acolo puteți trimite oricând și poate o să le folosesc. Chiar și pe mail, nu contează dacă folosiți acest lucru, dar dacă sunteți pe Discord e mai ușor așa și chiar le aștept. Și intro-urile voastre am să încerc pe cât posibil să le folosesc și în clipuri. Bun, ca să mai schimbăm o leacă intro-ul unui clip și cel care vine și e nou pe canal se întreb să spună de fapt atunci când vine că aici este un loc în care mă simt foarte bine. Bă, și cam asta este cu acest clip. Vă mulțumesc că v-ați uitat și uitați, acum mă pot da de gol. Vedeți, e 1 august aici. Clipul ăsta nu știu când o să vină, cred că vine undeva săptămâna viitoare, deci undeva pe 8, așa. Deci când va veni clipul ăsta, voi face și acel canal pe Discord în care puteți pune intro-uri și voi face un react din nou la cele intro-uri și cine știe, poate le voi pune chiar și în clipuri. Nu se știe niciodată. Oricum, le mulțumesc tuturor celor care au participat la acest mic challenge cu pune în fața mea pe chestii. A fost un challenge foarte, foarte reușit și azi să mai fac chestii de gen. Cam atât. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne auzim as soon as possible cu un alt clip, desigur, și vom mai vorbi atunci, în acel moment. Vorbim. Pa! Și nu uitați de subscribe! Nu uitați de subscribe! Că de nu... Îmi place că nici nu o țin bine, știu, o țin așa. Bun, gata, mai vorbim. Pa!